Dimineața. Cartea zilei numărul 24, Time for a Nap, adică timpul pentru odihnă, pentru o pauză. Iată, odihnă, reînnoire, temporar non-acțiune, permitându-le visurilor să înflorească. Mesajul oracolului. Acesta este un timp să dai înapoi și să te odihnești. Lasă grijile lumii să meargă mai departe, să treacă de tine. Intră într-o stare de non-acțiune și permite-ți să fii liberă de grija a ceea ce-ți dorești tu, a listelor tale, a dorințelor tale. Nimic nu este mai important decât să te odihnești, să te detașezi și să stai în neutralitate. O minte ocupată poate bloca înțelepciunea interioară dacă nu faci o pauză, dacă nu iei un loc și dacă nu te odihnești. Fii capabilă să lași visurile să vină la suprafață și ideile să curgă prin tine. Să fii absentă din punct de vedere al minții și să lași aceste forțe ale conștiinței să vină către tine, să observi fără să te angajezi în ceva anume. Relațiile de iubire. Când vine vorba despre inimă, nu face niciun plan acum. Dacă nu ai un partener, este timpul să ai grijă de tine acum. Dacă ești cu cineva, relaxează și doar fii cu acel partener. Acest moment va fi un moment foarte frumos. Nu forța nimic acum. Permite lucrurilor să vină natural și o frumoasă reînnoire va avea loc de la sine însăși. Răbdarea este cheia pentru inima ta, pentru toate dorințele inimii tale. Deci, dă-te înapoi de la acțiune, de a acționa în relație și dă-i un timp iubirii și conexiunii, pur și simplu să se rejuveneze. Mesajul de prosperitate. Acum este un timp minunat să iei o pauză de la programul tău ocupat și să-ți permiți oportunităților să-ți permiți această oportunitate de a da înapoi. Planurile tale sunt menite să înghețe acum. Țintele tale pot aștepta. Visurile, ceea ce ți imagine, a, visează, imaginează și dă drumul la atașament de orice ar fi să vină. Meditează și ia-ți o vacanță dacă poți. Lucrurile se vor grăbi, adică vor începe să se miște foarte repede. După această pauză, tu vei dori să faci unele schimbări. Epifaniile au ceva extraordinar și răsar atunci când tu îți iei focusul de pe lista ta to-do list și îți permiți să te odihnești. Mesaj de protecție. Noi oamenii suntem human being și nu human doing. Adică noi suntem, nu suntem numai ca să facem. Este posibil să suferi de workaholism? Poți să fii unul dintre aceia care gândesc că jobul tău va salva pe toată lumea și că trebuie să mergi să faci multe lucruri. Tu ai ajuns atât de departe cât puteai. Ai muncit din greu și ai avut grijă de oameni și de proiecte, dar acum tu ești, te simți fără energie. Nu mai ai energie nici pentru tine, nici pentru alții. Așa că nu lăsa ego-ul tău să păstreze această viteză când corpul tău și spiritul îți cer să te odihnești. Când îți risipești toată această energie, tu ai nevoie de această pauză. Dacă nu o faci,
Această carte îți spune că ar putea să apară o boală. Da? Deci dacă nu te lași să te odihnești. Dacă faci asta, tu vei simți că ești o nouă persoană după această pauză. Fă asta acum. Mulțumesc, draga mea, pentru că ești aici alături de mine. Mulțumesc pentru like, pentru comentariul tău și pentru că te-ai abonat la acest canal. Și stăm aproape. Te îmbrățișez. O zi superbă!